Bună seara, bine ați venit la una dintre ultimele lecturi din această seară și din această zi de festival. În dreapta mea o avem pe Ruxandra Anton, venită de la Galați, puțin obosită, puțin nedormită, o prezență destul de activă în ultima vreme, cel puțin a fost prezentă anul acesta și la Maraton de Poezie și Jazz, unul dintre evenimentele de marcă ale Bucureștiului. Și o prezență activă și în lumea celor mai proaspăt veniți în literatură. De exemplu, a fost membru fondator al Cenaclului Noduri și Semne. Și una dintre cele mai recente cărți ale sale a fost extraordinar de bine primită, mai ales de Liviu Antonesei, care a comentat foarte frumos. Și acum ne citești din această carte sau... Ok, texte noi. Ruxandra Anton. Bună seara. Îmi pare rău că am avut așa un ghinion cu ploaia asta. Aseară la scenă se spunea că a fost o lovitură de palat. Văd că aici a fost astăzi o lovitură de nori. Dar așa cât suntem, sperăm să ne descurcăm și măcar să fim văzuți de cei care stau în fața monitoarelor. O să vă spun două sau trei poezii, depinde cum rezistați. Aș putea să mă și ridic sau mai bine stau aici? Aici, da? O pădure de bastonașe. La capătul străzii, ornamentele de iarnă, cu multe beculețe sparte, se leagănă între stâlpi. În lumina lor încremenită, pietrele din pavaj se fac mai mari. Intri în magazinul second hand cu haine înghesuite pe stative metalice ca niște tufe de flori și scaieți dintr-un parc lăsat în paragină. Și tu, cu dinții tăi strâmbi, tu, cu părul tău mirosind a ceapă, printre ele. Vânzătoarea ține lesa câinelui într-o mână, iar în cealaltă o rochie verde dintr-un tricot subțire cu o broșă imitând o pălărie cu panglici. Câinele scoate capul printr-o mânecă. În globii lui oculari, luna. Cabina de probă e mică. De perete sunt rezemate găleata și mopul. Frigul îți intră direct în stomac. Mopul îmbracă rochia verde, limba roșie a câinelui linge oglinda. Dar vă stă foarte bine. De ce? Poza asta am mai văzut-o undeva. Mâinile tale reci trag fermoarul. Draga mea, eu te iubesc. De cealaltă parte a oglinzii, cablul spiralat al telefonului și tonul de ocupat. Câinele la picioarele mesei. În globii lui oculari, drumul spre casă. Pe caiet, mâna copilului scrie o pădure de bastonașe. Bastonașul mare e tata. Bastonașele mijlocii probează rochii care să le schimbe viața. Bastonașele mici lipesc fotografiile.
când o să mă fac mare, cât o să mai întârzie tata, eu o să trag fermoarul fără să mă mai urc pe scaun. Și încă una. Taci cu mama. Tu stai aplecată peste masă. În mâna stângă ții iepurele de picioare și cu mâna dreaptă îl tranșezi. O altă mână sapă o groapă mică pentru inima ta. Și altă mână ia o foaie de hârtie albă pe care scrie te iubesc. O alta ia o foaie de hârtie albă și scrie te urăsc. Pe cer, sus, sus, iepurele stă pitit. Și tu îl mângâi pe creștet. Pe cer stau toate lucrurile care așteaptă să fie iubite. Copilul plânge cu iepurele în brațe. Taci cu mama, taci cu mama. Și mâinile tale îl mângâie pe cap. Taci cu mama, taci cu mama. Și tu scoți viscerele iepurelui, le speli cu multă apă. Copilul privește apa și vede oamenii mari, vede capătul străzii unde nu are voie singur. Îi vede sărutându-se pe părinții lui. O vede pe bunica închinându-se. Îl vede pe bunic umflând roata de bicicletă. Inima îi bate tare. Inima se lovește de pereți. Inima se lovește de sărutul lor, de cuvintele rugăciunii, de spițele roții de bicicletă și fuge cu iepurele în brațe până dincolo de capătul străzii. Mai pregătisem una, dar orice om care spune poezii și nu le citește are nevoie de sală, de căldură și parcă mi-e teamă să o zic, știi, că e și mai lungă. Deja nici pe astea nu prea m-am concentrat. Adică nu am fost la înălțimea pe care o știu, asta e. Predau microfonul. Dar dacă îmi suflă ea, dacă cumva, nu citesc. Nu, deci dacă îmi sufli unde vezi că mă scarpin. Nu aia. Deci eu vreau pe... Lumea e un scaun gol. Nu, lumea e un scaun gol. Deci nu m-am concentrat, pentru că ai nevoie de căldură și unde Dumnezeu e la... Acum vă număr, dacă vreți. Lumea e un scaun gol. Lasă, nu-mi sufli deloc, decât când vezi. Lumea e un scaun gol. Îți îmbraci paltonul vechi de școlăriță. Îți tragi ciorapii, cizmele, cu mâini tremurânde. În fața ta, asistenta are halat de tablă alb. Ea scrie în registru datele tale. Ea înfige ace în frica ta. Cum se spune la frică într-o cameră goală?
ea clatină din cap. Tu vezi cum îi crește pe față un cioc negru întors. Ea clatină din cap. Ce cuvânt lung, necăsătorită. Și ciocul îți ciugulește lacrimile. Nu ai voie să plângi în fața străinilor. Pe masă este un pachet învelit în hârtie de ziar. Tu ești pachetul legat cu o sfoară din cânepă. Lângă pachet este o vază cu flori din plastic. Tu ești vaza cu flori din plastic. Brațele tale atârnă înghețate. Aurul arde la gâtul ei. Aurul e greu. Aurul apasă degetele care scriu în registru. Aurul e o gutuie tare din care nu poți mușca. Cum se spune la aur într-o țară săracă? Privești la pisica neagră cu ochi galbeni din părul ei. Pisica doarme cu ochii deschiși. Tu vezi doar un pix roșu care scrie în pătratele gălbui din registru, sarcină luna a treia și nu mai nimerești clanța. Nu mai știi pe unde mergi. Frica nu e din aur, nu e din plastic. Nu o poți înveli în hârtie de ziar. Și doar ai stat cât ai putut de mult în camera albă și ai privit în adâncul ochilor galbeni până când n-ai mai putut suporta și ai ieșit. Afară zăpada sclipește și printre fulgi vezi scene din love story, ca prin vis vezi scene dintr-un film care ți-a plăcut atât de mult. Zăpada face oamenii mai frumoși și tu pășești prin ea. Tu intri în cutia ei muzicală, unde balerine cu rochii din fulgi se rotesc. Dar nu durează mult asta. Zăpada e un halat din tablă alb. Vezi pixul roșu scrind pe zăpadă. Și repeți în gând cuvintele pe care îi le vei spune lui. Și cu cât le repeți mai mult, cu atât fiecare cuvânt se preschimbă într-un scaun gol, atât de gol, de parcă nu ar fi stat pe el nimeni niciodată. Nu știu unde sunt. Două mâini mă conduc. Două mâini mă întind pe un pat rece. Îmi desfac picioarele și trag copilul afară. Florile din plastic îmi intră în carne. Nu știu unde sunt. Orașul e un pumn mic, închis
Iar lumea, lumea, e un scaun gol. Mulțumesc foarte mult. Te dau microfonul. Și scaunul. Următorului candidat. Mă am concentrat.